am pierdut un vis care nici n-am visat la el, de-aia spun atunci, dar uite că s-a îndeplinit, nu visa nimeni, s-a îndeplinit și eu l-am scăpat. Deci fiind în barca aia, m-a aruncat una de la pește. Steaua TV l-a vizitat la Constanța pe unul dintre cei mai tehnici mijlocași români din anii 80. În vârstă de 63 de ani, Ștefan Petcu a fost om de bază la Steaua din 1983 și până în 1985 și a împărțit camera de cantonament cu Marius Lăcătuș. Acesta a câștigat cupa și campionatul cu Roșii Albaștri, iar în campania din 1986 a Cupei Campionilor a prins lotul doar în turul cu Veile. La 35 de ani de la despărțirea de Clubul Sportiv al Armatei, fostul mijlocaș al echipei din Ghencea a rememorat cum a ajuns la Steaua, ce relație avea cu Emery Kieney, dar și cum ar fi arătat primul 11 al Stelei în finala cu Barcelona cu el pe teren, dacă nu ar fi fost exclus din lot în toamna lui 85. Domnule Petcu, ce a însemnat pentru dumneavoastră transferul la Steaua? Era un pas înainte, aici afară, cu vreo 5 etape înainte, mă lăsasem de aici, că știu că plec la Steaua și nu am mai... și retrogradasem în anul ăla, în vară de 83, mi-a trimis un băiat de la armată de acolo cu o mașină și au mai venit câțiva jucători, adică a început să-mi spună și mie, vine Lăcătuș, vine ăla, vine ăla și e bine atunci, facem echipă, că stau atunci pe locul, terminau cam pe locul 7, că se chinuiau mereu cu tinerii din, cum îi spune, Cangur, ceva, Cernăianu. Ne-am pus în cameră cu Lăcătuș că tot, el fiind mai tânăr, corect, având 18 ani, mi se pare că avea atunci, a jucat bine pe la Brașov, extremă dreaptă. Cele mai frumoase amintiri și corect, n-ai cum să nu fie frumos, au fost toată perioada mea la Steaua. În afară, bineînțeles, și atunci, cu, după 2 ani jumătate, tot așa, tot cu octombrie ăsta, că nu știu ce aveam eu, nu-mi plăcea toamna. Înțelegi? Atât. Restul, pe 83-84, am la Steaua, locul 2 și cu aia, și jucăm în Cupa Cupelor. Adică, ce vrei, mai mult frumos. 84-85, campionatul și cupa. Adică am mers așa și pe urmă din 85-86 tot așa, fă, numai că eu în 85 toamna n-am, cum să spun eu, reziliat puțin contractul cu reziliat, în ghilimele spus că nu se rezilia, m-au trimis pe urmă pe la Oradea. Fostul mare mijlocaș ne-a povestit și cum a trăit finala de la Sevilla. M-a prins pe la Oradea 7 mai, dacă nu mă știu eu, și a doua zi plecam, veneam la București, că terminasem cu contractul cu Oradea. Și l-am văzut cu băieții de acolo seara. Și într-adevăr, fără mine, mai izbucnit în plâns, că n-aveam cum. Ăia tot, uite, trebuia să fii colegii de la Oradea, știți. A doua zi m-au dus la aeroport și am venit la Constanța. Ți-ați în acei ani că aveți una dintre cele mai bune echipe din Europa? Până când s-au cristalizat niște lucruri, dar de-abia cine adunase. Eu de la Constanța, Lăcătuș de la Brașov, din toată țara. La un moment dat, că la Olteanu, când s-au dus la Olteanu, s-au dus doiși, Neagică Constantin, Dumnezeu, și cu Neaimi. Neaimi a stat la ușă, a intrat Neagică. Ministrul i-a pus Olteanu, uite, ăsta-i lotul care ți-am adus. Dom'le, cu golanii ăștia nu fac eu treabă, adică golanii așa, că erau capii golani din orașele respective. Cum să fac eu cu ăștia treabă? Plină tot așa. Poftiți, apară. Poftiți, domnul Enei. Domnul Enei, uite ce lot ai, ți-am adus cei mai buni din fiecare oraș. Încerc așa, ministru. Ia echipa și du-te cu ea. Că a știut Neemi să ne țină și, într-adevăr, nici nu puteai să... Aici, dacă mai glumești cu aia sau mai te răstești sau mai faci o figură din punct de vedere la un antrenor, așa ți impunea un respect de nici n-aveai, nici nu te jignea, adică îți impunea el respectul și pe respect îl respectai pe el, nu puteai să-i spui nimic, știi, nu să spui tot ce făceai, tot ce spunea el, aia făceai, m-ai înțeles? Chiar și așa, domnul Ienei n-a putut să vă păstreze atunci. La Steaua și în orice echipă nu e nimeni de neînlocuit. Eu zic că am greșit eu, că eram mai libertin, așa, non-conformist. Am fost la Veile Boat Club, turul, și după 2 săptămâni, ca și era atunci, trebuia să jucăm returul la București. Ne băgase în cantonament echipa vineri seară, că trebuia să jucăm la Buzău, etapa respectivă, cu se permite atunci cu 4 zile înainte, 3. Și trebuia să jucăm la Buzău și nu s-a mai jucat, a amânat meciul de la Buzău de sâmbătă. Și atunci ne-a dat numai acasă. Am dus acasă, eu la garsonieră și îmi dă telefon, Weissenbacher, că aia să ieșim să mâncăm, deși bine spusese că putem să mâncăm acolo masa de seară, că aveam cantina tot acolo. Și zic, hai să mergem, unde să mergem? Că toată lumea spune că bea jucătorii înainte, toată noaptea. Un singur lucru nu țin cont, că dacă ei stau și te gândești, n-aveai unde să bei, că la 10 jumate erau câțe cârciumele, unde, cine să stai? Dar să bei în casă, dacă bei în casă nu te vede nimeni, n-ai nicio treabă, dau un exemplu. Și hai bă să mergem, și unde să mergem?
Și că e când mâncăm la Nebiurul Pămânescu, la Melodii, ne-am dus acolo, am intrat, am mâncat, 10 jumate, corect. Am băut o sticlă de vin, nu ne-am dus să bem suc, nu e o problemă. Și am plecat acasă, am intrat acasă, că trebuia să-l aduc la 10 jumate pe ăsta la hotel, pe Weissenbacher. Și eu am plecat pe jos de la aia, că pe colț mai jos stătea Marius, la o garsonieră. Și peste alt drum stăteam eu. Am trecut pe la el, am mai pus un film, ceva că avea el video acasă, ne-am uitat la un film. Și la 12 m-am dus acasă. N-am trecut dimineața, m-am dus la stadion. După ce mănânc aia, facem antrenamentul. Și după antrenament, bine, bine, cu aia, bine, foarte bine, într-adevăr, că te simțeai bine, adică ne simțeam bine. Și la un moment dat, se dădeau iar bani, erau niște bani adunate ca prime și trebuia în ziua aia să-i dea. Dintr-o și eu zic, toașu, nu pot să semnez că trebuie să vorbești cu Neon. Luase picii înaintea mea banii și eu zic, iată, iarăși bele. Zic, dar ce am făcut ca să știu și eu? Zic, de ce? De zic, spune. Între timp intră Neon. Ei țărână ușoară, că de-aia spune. Neon, de ce mai m-a stuiat și pe mine? Ce intră până la mine în birou, corect, foarte frumos. Mi-a vorbit frumos, cam era ca un tată al meu, ce să-i spun mai mult. Adică, din toate punctele de vedere, nu ridica tonul. Și n-am ce să discut cu dumneata. Da? Bine. Dacă nu vii în două minute în birou, o să aveți ce să discuți cu mine. Corect. Și a intrat în birou, l-a plecat. Mai am mai stat, am mai ceva pe acolo. Tu mă dai banii, ce am făcut? Dăm banii și până stăm pe vorbă. Cât de dragul. Da. Nu m-am dus. Am dus la masă, că n-am masă de prânz. Ei, ăștia de Marius cu Tani Iovan, cu Bumbi, cu ăștia. Du-te, bă, până acolo. După ce am mâncat ciorba, poate m-am ministit. Nu, un exemplu. Zic, hai, bă, să mă duc până la urmă totuși, că tot trebuie să dau ochii cu el, că n-are nicio... Că m-am dus la ușă, am ciocănit-o ușor frumos, să trăiți, să vedea, când m-am uitat, birou plin. Comandantul politic, comandantul clubului, antrenorii, Nea Valentin Ceaușescu, era la o masă retras puțin acolo, el la un birou. Am intrat, permite să, uite, am greșit. Târziu. Zic, cum târziu? Zic, am greșit. N-am stat, eu zic, dar ce s-a întâmplat, spune-ți și mie, ca să știu și eu, dacă am greșit, am greșit, că am țipat la dumneata, zic, corect, că nu, nu mai predai echipamentul, tot strângi tot echipamentul, predai și ești liber. Ori unul, ori altul, trebuie să plec eu, ceea ce nu ne-ai urmă. Zic, cum să pleci dumneata? Dar zic, unde că plec eu? Normal e, nu că n-ai matat, că nu era ofițer. Las, că iau de la capăt, vă mulțumesc că asta a fost. Vreau să facem un exercițiu de imaginație. Cum ar fi arătat Steaua în finala cu Barcelona, cu Ștefan Petcu pe teren? Cine a luat? Bălan? Cine a fost Dumnezeu? Pare, eu așa cred. Că restul eram în mijlocul, primul mijloc era Stoica, eu, Majaru, prima dată. Pe urmă, după un an am adus pe Bologna, mi se pare, l-a adus acolo. Deci a fost clipe minunate la Steaua, din toate, te simțeai ca... ca jucător, ca om. Și regretul a fost doar ăla, atât. Restul nu e. N-ai cum să regrezi. Ce să regrezi? Dau un exemplu. Noi câștigi an la rând sau în continuu, te saturi de câștig, de succese. Succes. Mereu băteai ea că perdeai câte ori meci așa la 1-0, la ne-am mai bătut. Dinamo, poate. Dar, pe urmă, ea mai... liniștit. Fane Petcu a rămas în memoria fanilor Stelei pentru tehnica deosebită și viziunea pe care o avea asupra jocului. În prezent, cel poreclit Fane Meserie face parte din departamentul de scouting al Academiei Gheorghe Hagi. Vi s-a strigat pentru prima oară din tribună, toată lumea știe Fane Meserie. Da, pe Ghencea, nu știu. Dacă nu mă înșel, l-am mers cu Oțelul Galați. Ne-am bătut 4-2, nu e pe acolo, trebuia să fie o altă chestie și n-am fost de acord și am dat vreo două goluri. Atunci, probabil, pase și acolo. Nu mai trezi din amintiri, uite-te aici, amintirile. Viitorul în spatele meu.